Vă invit, dragii mei, în minutele următoare să ne oprim în cugetare asupra cuvântului pe care l-am citit și aș vrea să fac o precizare că pasajul acesta l-am folosit de mai multe ori de-a lungul anilor. Am vorbit din pasajul acesta în multe împrejurări asemănătoare și l-am citit chiar și duminica trecută seara. Numai că duminica trecută m-am folosit de textul acesta ca partea aceasta a capitolului 21 din Ioan ca de un cadru, pentru că mesajul de duminica trecută s-a centrat mai mult pe discuția dintre Domnul Iisus și Petru, în care Domnul l-a reașezat în slujbă pe acest apostol al său și i-a spus dacă îl iubește, ce are de făcut. Dimineața aceasta accentul va fi pus pe altceva și veți vedea la momentul potrivit pe ce anume. Aș vrea să vă spun însă că de-a lungul anilor m-am mai oprit în cugetarea asupra acestui pasaj. Mi-aduc aminte că am vorbit într-o altă împrejurare despre felul în care Domnul Iisus a transformat eșecul ucenicilor într-un succes. Pentru că au pescuit toată noaptea și nu au prins nimic, iar la cuvântul lui, ei au reușit să prindă așa de mult pește, încât Ioan și-a adus aminte de detaliul acesta, chiar și după 60 de ani, când a scris Evanghelia. În altă împrejurare, mi-aduc aminte că am vorbit despre atitudinea apostolului Petru, o atitudine pilduitoare și pentru noi, pentru că acest Petru, atunci când a aflat, când a înțeles, când și-a dat seama că străinul de pe mal care le vorbește nu este altul decât Domnul Iisus, măcar că mreaja se umpluse de pește, exact ceea ce căutaseră o noapte întreagă, apostolul Petru s-a încins, s-a aruncat în apă și a înotat spre mal. Și atunci când am vorbit despre această atitudine a lui Petru, am scos în evidență două lucruri distincte. Mai întâi, am scos în evidență faptul că Petru s-a îmbrăcat, pentru că se precizează aici că era dezbrăcat. N-aș vrea să creadă cineva că apostolul Petru era foarte sumar îmbrăcat atunci când pescuia. Adevărul este că haina aceea lungă nu te ajută prea mult când este vorba să arunci mreaja. Și de aceea cred că haina aceea exterioară a lui Petru a fost pusă deoparte în barcă. Și el era îmbrăcat, respectuos, dar în așa fel încât să fie mai liber în mișcările lui. Iar atunci când a avut de gând să meargă la mal, să se întâlnească cu Domnul, Petru și-a luat haina pe el, haina cea mai amplă, s-a și încins și în felul acesta a înotat spre mal. Spuneam atunci, dacă vă amintiți, că eu cred, din câte știu eu și probabil că îmi veți da dreptate, un om îmbrăcat înnoată mai greu decât unul dezbrăcat. Hainele acelea largi, odată ce sunt în apă, îți îngreuiază mișcările. Dar Petru a trecut peste lucrul acesta pentru că știa că merge la mal să se întâlnească cu Domnul. Și aș vrea să vă spun că în cultura vremii iudaice, salutul cuiva era socotit ca un gest religios, un gest cu semnificație religioasă. Și pentru că era un gest cu semnificație religioasă, nu putea fi făcut oricum. S-a dus să-l salute pe Domnul, dar s-a dus îmbrăcat. Noi venim la adunare în casa Domnului și spune că venim să ne închinăm și închinarea, trebuie să-mi dați dreptate că este mai mult decât salut. De aceea trebuie să avem grijă când venim la închinare. Nu-i așa? Ar trebui să avem grijă cum venim la închinare. Dacă pentru o simplă formă de salut, am zice noi, Petru a simțit că este o dovadă de respect față de cel pe care vrea să-l salute și s-a îmbrăcat, nici noi nu putem să ne închinăm și creștinii n-ar trebui să-și permită să se închine înaintea Domnului îmbrăcați sumar, adică într-un mod care le expune diferite părți ale corpului. Dar cred că la noi problema aceasta încă nu este și aș vrea nici să nu intre vreodată. Apoi aș vrea să remarcați la apostolul Petru această râvnă. Corabia se îndrepta spre mal. Acum aveau și mreaja încărcată cu pește, era așa de grea, nu puteau trage.
așa cât a fost nevoie să o tragă prin apă, după ei nu puteau să o ridice în corăbioare. Dar Petru a zis în sinea lui, eu nu mai stau până când ajungem așa a nevoie la mal, eu sar în apă și mă duc să stau în prezența Domnului Iisus. Și atitudinea aceasta, dragii mei, ar trebui să ne caracterizeze și pe noi. Pentru că îmi dau seama că sunt multe activitățile care par să fie în ochii noștri legitime, care își reclamă întâietatea și care ne întârzie în a intra în prezența Domnului. Petru a zis, nu mă mai interesează mreaja, peștii, câți or fi, n-am prins niciodată așa de mult sau o singură dată poate că am mai prins o cantitate așa de mare. Petru a zis, singurul lucru care mă interesează în momentul în care Domnul este pe mal, să mă duc să stau în prezența Lui. Și poate că am avea de învățat noi creștinii veacului 21, care în casele noastre avem atâta aparatură menită să ne facă munca mai ușoară și să ne ofere mai mult timp liber la dispoziție și totuși, ciudat, nu-l avem, ar trebui să gândim și noi ca Petru și atunci când Domnul ne așteaptă la întâlnire, n-are rost să stăm, să zăbovim, să tragem de timp, să ajungem la 10, 10 și un sfert, 10, 20, implorând tot felul de motive care sunt omenești și care pot fi rezolvate în așa fel încât să venim la nouă, dacă Domnul ne așteaptă la nouă. Aș pune o întrebare bisericii de aici, fraților, surorilor, la ce oră credeți că vine Domnul aici duminică dimineață? Vine la 10? Sau vine la 9? Eu am spus odată într-o împrejurare și o repet în dimineața aceasta, sunt încredințat că Domnul este prezent în casa de adunare înainte de a deschide ușa casei de adunare cel din tâi dintre noi. Și aș vrea să vă spun că nu este o dovadă de reverență și de respect față de Domnul, să știi că Domnul e aici încă dinainte de ora 9 și tu să-ți permiți să vii la ora 9 și jumătate, 10, până un sfert, 10, 10 și jumătate. Sigur, sunt situații când poate ai lucrat de noapte și ajungi mai târziu. Poate că spui, frate, am 3 copii, am 5 copii și până îi îmbrac pe toți, când am îmbrăcat pe ultimul, primul iarăși a dat jos încălțăminte. Așa am de lucru cu ei. Dar vreau să vă spun, dragii mei, nu cu gândul să vă mustru, doar să vă reamintesc un lucru. Părinții noștri au crescut 7, 8, 10, 12 copii, dar să știți că pentru ei timpul de părtășie în casa lui Dumnezeu era un timp prețios. Știau să-L aprecieze, aveau de lucru în gospodărie, dădeau de mâncare la animale, le hrăneau, le adăpau, își pregăteau toate lucrurile și când începea ora de rugăciune, erau în casă de rugăciune. Nu mai inventați și să nu mai inventăm motive din astea, că înaintea Domnului n-au nicio valoare. Domnul să pună în inima noastră tot atâta de multă râvnă pentru a veni în casa Domnului, în prezența Domnului, cât a fost în inima lui Petru în dimineața aceea, când a fost în stare să se arunce din corabie, să noate spre mal, să ajungă înaintea tuturor. Să avem așa o râvnă de a ajunge înaintea tuturor, nu de dragul statisticilor, ci de dragul șederii în părtășie cu Domnul. Domnul să ne binecuvânteze la aceasta și să mă ajute și pe mine și pe dumneavoastră. Dimineața aceasta vorbim despre cea de-a treia arătare a Domnului Iisus înviat, grupului de ucenici după învierea sa. Vreau să vă spun că arătarea aceasta a avut loc în Galileea și când mă uit în Evanghelie îmi dau seama că Galileea a ocupat un loc important în lucrarea, în activitatea pământească a Domnului Iisus înainte de înălțare. Atunci când a instituit cina de taină în odaia aceea de sus, la margine de Ierusalim, în acel ceas deosebit, parcă pătruns de un fior aparte, despre care ne vorbește Evanghelistul Matei în 26 capitol din Evanghelia sa, în versetul 32 găsim scris că Domnul le-a spus ucenicilor că după ce va învia, va merge în Galileea. Vă amintiți de asemenea că atunci când cele două femei s-au dus în dimineața zilei învierii la mormânt, au întâlnit acolo un înger, piatra era prăvălită, îngerul le-a vorbit, le-a spus câteva lucruri deosebit de frumoase, încurajatoare, aducătoare de mângâiere unor inimi, cum erau inimile lor în dimineața aceea. Și printre altele le-a spus că Domnul va merge înaintea ucenicilor săi în Galileea. Iată că întâlnirea aceasta dintre Domnul și ucenicii săi a avut loc în Galileea, pe țărmul Mării Galileei sau Marea Tiberiadei. Mi-aduc aminte când eram copil,
Și la îndemnurile insistente ale mamei mai deschideam Biblia, mai citeam. Una din dilemele mele era, și n-am îndrăznit să întreb pe nimeni, să râdă de mine, Marea Tiberiadei, Lacul Genezaret, Marea Galilei, Marea Moartă, habar n-aveam cum stau lucrurile cu geografia și cu apele din Țara Sfântă. Până când am început să citesc mai sistematic. Pentru că multe din frământările noastre își capătă răspunsul când citim cu atenție Cuvântul lui Dumnezeu, când citim sistematic. Aș vrea să vă spun că Luca, atunci când își începe cea de-a doua carte, el își începe cartea cu o precizare. În Fapte, capitolul 1, versetul 3, el spune că Domnul s-a arătat după înviere în multe împrejurări ucenicilor săi, vorbind cu ei deseori, timp de 40 de zile. Vreau să vă spun că cele mai multe dintre aceste întâlniri ale Domnului cu ucenicii au avut în Galileea, au avut loc în Galileea. Iar aceasta despre care Ioan ne vorbește aici este prima dintre ele, este cea care deschide seria întâlnirilor din Galileea. Mai avuseseră loc între două întâlniri dintre Domnul și ucenici, dar cele au fost la Ierusalim când stăteau cu ușile închise. Acum erau în Galileea, într-un loc mai retras, mai liniștit, într-un loc, dacă vreți, familiar pentru ei, și Domnul se ocupa cu dragoste de ucenicii săi pentru a reaprinde focul iarăși în inima lor. Am citit în Evanghelia după Marcu, în capitolul 10, versetul 32, că ucenicii mergeau împreună cu Domnul spre Ierusalim. Era ultima călătorie împreună spre Ierusalim. Și am citit acolo două adjective care îi caracterizau pe ucenici. Erau tulburați și erau îngroziți. Aceasta a fost starea de spirit din ultima vreme care a marcat pe ucenicii Domnului cu o singură excepție. Ziua când Domnul a intrat festiv în Ierusalim, atunci încă mai credeau că se mai poate schimba ceva și că Domnul poate că a exagerat puțin când a vorbit despre patimile, despre moartea Lui, despre învierea Lui. Dar atmosfera generală a grupului a fost marcată, cel puțin în ultimele zile, de îngrijorare, de groază, de teamă. Și acum Domnul cu dragoste se ocupă de ucenicii săi, vrând să reaprindă iarăși în inimile lor focul credinței, râvna pentru Domnul. În această împrejurare, iată, ucenicii se găsesc împreună, 7 din ucenicii Domnului, le spune Ioan, că se găseau împreună. Probabil a fost o seară în care Apostolul Petru le-a spus celorlalți: mă duc să prind pește. Primul lucru pe care aș vrea să-l subliniez de aici este faptul că ucenicii aceștia erau împreună și era între ei comunicare. Erau 7 oameni care țineau unul la altul și ăsta este unul din secretele biruinței bisericii de-a lungul vremurilor, să știți. Oamenii aceștia nu doar că erau împreună în locul acela, ei țineau unul la altul și voiau să știe unul ce face celălalt. Petru n-ar fi avut nicio obligație să le spună celorlalți, le dea un raport unde merge și ce face. Dar a simțit nevoia de a comunica cu ei și ei comunicau cu Apostolul Petru. Vreau să vă spun că există o boală a secolului 21, o boală numită singurătate. Și ceea ce este ciudat este faptul că avem atâta tehnologie care să înlesnească între oameni comunicarea, și totuși, între oameni, comunicarea lasă de dorit tot mai mult. Să știți că oamenii din secolul I, măcar că aveau un vocabular mai limitat, comunicau mai mult decât o facem noi astăzi. Pentru că am găsit de-a lungul anilor de slujire pastorală situații foarte ciudate, în care într-o familie soțul și soția nu prea știu unul de altul. Nu prea știe soțul ce face soția, nu prea știe soția ce face soțul. Și când vreodată soția are curajul să le întrebe pe soț unde mergi, el îi trântește un am treabă și se duce și nu-i dă detalii. Am întâlnit situații și sunt foarte multe și trebuie să recunoașteți că vă sunt cunoscute în care părinții nu știu ce fac copiii și unde sunt. V-am mai spus că lucrez la câteodată de noapte la Cosmodom și avem camere de supraveghere peste tot și înăuntru și afară, vreo 46 de camere și pe toate le-am în față, în birou, și mă uit ce se întâmplă. Știu cam tot ce se întâmplă în clădire și în jurul clădirii, pe o rază de câteva sute de metri, poate până la 1,5 km.
Vreau să vă spun că am văzut de multe ori grupuri de tineri care își justifică absența de acasă la ora 1-2 noaptea, spunând că au mers la colegi să-și facă temele, să facă un proiect. Iau proiect. Numai că proiectul lor presupune o linguriță și o siringă de multe ori și se rupe inima când îi vezi cum se trântesc, cum se tăvălesc pe jos, câteodată în situații foarte grele. Există o lipsă de comunicare, dar, dragii mei, uitați-vă la ucenicii Domnului Iisus. Oamenii ăștia nu doar că sunt împreună, oamenii ăștia comunică. Petru le spune, uite, eu mă duc și uite ce am de gând să fac. Pentru inițiativa aceasta, unii l-au judecat pe Petru și aș vrea să vă spun că și eu l-am judecat ascultându-i pe predicatorii vremii mele. Am socotit că Petru se întoarce la pasiunea de dinainte, la profesia de dinainte și am socotit gestul lui ca un fel de abandon. Ba mai mult l-am condamnat pe Apostolul Petru pentru că el cumva i-a ademenit pe ceilalți. Că dacă el nu le-ar fi spus celorlalți unde se duce, nici ei n-ar fi mers la pescuit în noaptea aceea. Dar în realitate, Apostolul Petru a făcut un lucru frumos în seara aceea. Am mai spus-o și în alte împrejurări. Apostolul Petru a sesizat o nevoie a grupului și a spus, în loc să spună cineva ar trebui să se ocupe să prindă pește, că nu mai avem de mâncare, Petru a zis, mă duc să prind pește. Dacă Petru ar fi spus, mă duc să pescuiesc, aș fi putut să cred din cuvintele lui că Petru simte nevoia să mai iasă un pic din tumultul sau din atmosfera aceea apăsătoare, simte nevoia să facă altceva, să se deconecteze, să se relaxeze, să-și adune gândurile, orice altceva. Dar când Petru spune, mă duc să prind pește, Petru pune degetul pe o nevoie. Oamenii aceia aveau nevoie de mâncare. Că lucrurile stau așa, o dovedește și faptul că au pescuit o noapte întreagă, au aruncat mreaja și n-au prins nimic. Noi avem în România o zicală care spune că ziua bună se cunoaște de dimineață. Adică oamenii din România, oameni din popor, oameni în vârstă spuneau cam așa. Dacă ziua aceea vei avea rezultat în munca ta, în ceea ce vrei să faci, lucrul ăsta se poate vedea de dimineață, dacă îți merge bine. Aș vrea să vă spun că în seara aceea, ei puteau deja să constate că noaptea aceea nu se prinde pește. În primele 3 ceasuri, dacă ai aruncat mreajă și n-ai prins o coadă de pește, însemna sau puteau să tragă concluzia că era una dintre acele nopți în care pescuiești degeaba. Dar oamenii aceștia, după câteva ceasuri de pescuit, n-au renunțat. I-au continuat să arunce mreaja cu disperare toată noaptea până spre dimineață, trăgând nădejde că vor prinde ceva care să le acopere nevoia. Dacă vreți un alt argument, îi întreabă Domnul pe mal, aveți ceva de mâncare și nu aveau. Nici nu prinseseră și nici nu luaseră cu ei vreun sandwich. N-aveau nimic de mâncare. Și am să vă mai spun încă un argument care mă face să cred că Petru s-a ocupat de nevoia reală a grupului. Când străinul le spune, aruncați mreaja în partea dreaptă a corăbiei și veți găsi, oamenii ăștia 7 din barcă, măcar că încă nu știu cine vorbește cu ei, pentru ei străinul este un străin, oamenii ăștia ascultă, nu negociază, nu întreabă, nu spun nimic, aruncă mreajă. Aș vrea să vă spun că după 53 de ani de viață am ajuns să cunosc puțin despre psihologia asta a fidii omenești. Și de vreme omul mai are o variantă personală, el nu este dispus să primească un sfat. Uitați-vă și la un copil mic, îi spui, mă, nu așa se face, măi. Uite, așa se face. Dar el încearcă toate opțiunile la care îl duce mintea lui de 7, 8 sau 12 ani și când le-a epuizat pe toate, când s-a săturat de toate și a văzut și evident că ale lui nu funcționează, abia atunci este dispus să-ți primească și sfatul tău care ai mai mult, un pic mai multă experiență de viață decât el. Și oamenii aceștia erau disperați, n-au prins nimic și acasă cămara lor era goală. Și au zis, probabil, acum hai să aruncăm mreaja. Ar fi trebuit să știe în dimineața aceea că acela care le spune unde să arunce mreaja este Domnul Iisus. Știți de ce? Știți de unde ar fi trebuit să știe?
Mai întâi de toate ar fi trebuit să o știe din siguranța cu care omul acela de pe mal le vorbește. Vă reamintesc, toată noaptea au aruncat mreajă și n-au prins nimic. Și vine un străin și le spune, aruncați în partea dreaptă și veți găsi. Nu le spune, încercați și acolo. S-ar putea să mai încercați măcar o dată înainte de a ieși cu barca pe mar. El le spune sigur, cu certitudine, încercați acolo și veți prinde. Dacă vă uitați în Evanghelie, veți vedea că Domnul Iisus niciodată n-a vorbit sub semnul probabilității. Întotdeauna, și ucenicii Domnului Iisus au fost cu El 3 ani și jumătate și ar fi trebuit să-i cunoască felul de a se exprima, felul de a vorbi. Noi de multe ori admitem că ceea ce spunem s-ar putea să nu fie așa și găsim tot felul de formule de exprimare în care să ne asumăm și posibilitatea că n-ar putea să iasă lucrurile chiar așa cum le gândim noi. Ne luăm o anumită marjă de rezervă, de eroare. Însă Domnul Iisus le spune, aruncați și veți găsi. La cuvântul Lui să știți că lucrurile se întâmplă așa. Nu există posibilitate că o fi, că o pățit, că e o întâmplare, nu există așa ceva. Dacă El îți spune să faci așa, atunci fă așa, că sigur iese bine. Când El îți spune un lucru, să știi că lucrul acela se întâmplă. Pentru că El este meșterul lui Dumnezeu care a fost la lucru în ziua creației. La cuvântul Lui s-au făcut toate. Și când El a spus mării, taci, marea s-a oprit. Și când a spus vântului, fără gură, n-a trebuit să argumenteze cuvântul. Vântul s-a oprit. Când a spus, Lazare, vino afară. Probabil că în secundele acelea toată audiența a înlemnit. Acum Iisus, probabil că a exagerat puțin. Cum o să iasă afară dintr-un mormânt un om care este pus acolo de 4 zile, înfășurat bine, cum este posibil așa ceva? Dar după câteva secunde, necesare lui Lazar să se ridice de unde era așezat și să iasă afară, oamenii aceia care erau adunați la mormântul lui Lazar din Betania au putut să vadă că se împlinește cuvântul Domnului Iisus ad literam. Ei bine, încă o dată spun, ucenicii Domnului Iisus ar fi trebuit să știe că acela care le spune cu certitudine, cu autoritate, cu siguranță, fără nicio urmă de îndoială, acela este Iisus, binecuvântat să fie numele Lui. Aș putea să amintesc aici o experiență personală. O vreme în care am stat împreună cu soția mea înaintea Domnului, cam un an de zile, am plâns, ne-am rugat, am postit, am făcut ce am știut noi că trebuie făcut și m-am luptat cu Dumnezeu în cererea mea. N-am să vă spun despre ce cerere a fost vorba, dar m-am luptat cu Dumnezeu și am spus, bătălia aceasta nu pot pierde. Doamne, dacă nu mă asculți, dacă nu-mi vin ajutor, dacă nu rezolv problema aceasta, eu nu mă mai duc la învonul bisericii, o să stau acolo în spate, lângă ușă. Toți care intră în biserică o să mă vadă, o să plâng, o să postez, nu o să mânc nimic, o să mă topesc, o să mă scoată de acolo într-un sac. Dar nu mă las, Doamne! Și a venit o vreme în care Dumnezeu mi-a vorbit și mi-a spus, a fost un cuvânt de prorocie și cu prima parte a Lui era o mustrare pentru mine. I-a spus Dumnezeu unui vas de lucru din Statele Unite, nu știu cine este. Dar pe tânăr sau bătrân, nu știu. De unde, nu știu. De-a spus așa. Spune acestui bărbat că pentru cauza pentru care el și soția mea, soția lui stau înaintea mea, eu mă îndur. Dar de ce se îndoiește? El a văzut mâna mea la lucru, el a spus altora despre felul în care lucrez eu. Și era un cuvânt de mustrare pentru mine. Pentru că am avut momente de îndoială. Adevărul e că făgăduințele lui Dumnezeu se împlinesc. Dumnezeu vorbește cu autoritate. Acolo nu este poate, cine știe, e posibil, nu. Când Dumnezeu spune un lucru, ăla se întâmplă. Când Iisus de pe mare spune, veți găsi, au găsit. Primul lucru pe care ei trebuiau să-l ia în considerare, siguranța deplină cu care le vorbea unul de pe mare. În al doilea rând, aș vrea să spun că ei trebuiau să-și dea seama atunci când au văzut că mreaja se umple de pește. Vreau să vă spun că
Să mă întâlnim și situații în care un om de pe mal îl ajută pe cel care pescuiește. Dar situații de felul acesta erau atunci când pescarul era aproape de mal. De pe un loc mai înalt, poți să vezi în apă, poate puțin mai bine decât vede unul care este într-o corăbioară. Și s-au întâlnit situații de felul acesta. Dar aici străinul era aproape la 100 de metri distanță. În unghiul acela pe care îl face privirea, oricât de clar ar fi apa, oricât de curat ar fi apa, la distanța aceea de 100 de metri aproape, n-ai cum să vezi peștii. Păi știi că-s acolo, pentru că El știa, Iisus știe tot. Eu sunt încredințat că în dimineața aceea, Iisus ar fi putut să le spună, aruncați mreaja în partea dreaptă a corăbiei și veți prinde 153 de pești mari. Credeți lucrul ăsta? Ar fi putut să le spună în și în detaliul ăsta, dar nu le-a spus atât, le-a spus doar și veți găsi. Însă ceea ce vreau să vă spun este că numai Domnul dă fără să pretindă ceva în schimb. În lumea în care trăim noi, așa sunt făcute toate, că dacă cineva îți oferă ceva, te și gândești, oare ce o să-mi ceară în schimb? Nimeni nu-ți dă nimic pe gratis. În lumea în care trăim, tot ce îți dă cineva, îți dă cu un scop sau cu un interes. Numai Domnul dă și El dă cu mână largă. A spus-o și Iacov în debutul epistolei sale. Să o cereți dacă vreți. E vorba de înțelepciune. Că Dumnezeu o dă și o dă cu mână largă. O dă fără să-i pară rău. Așa dă Dumnezeu și așa dă și Domnul Iisus, slăvit să fie Domnul. Ar fi trebuit să știe că străinul acela este Domnul Iisus, pentru că în dimineața aceea, cine altcineva se aștepte pe mal? Aș vrea să vă spun că imaginea aceasta, scena aceasta, îmi amintește de o dimineață pe care o așteptăm. Apostolul Pavel a spus că noaptea aproape a trecut. E adevărat, încă nu s-a dus cu totul, mai este încă un pic de întuneric. Dar noi trăim în așteptarea dimineții și pe mal ne așteaptă Domnul Iisus. Binecuvântat să fie numele Lui. Dincolo de toate însă și vreau să mă apropii acum să leg cumva textul nostru de lucrarea care stă în fața noastră. Domnul i-a chemat pe ucenici și le-a oferit ceva. Le-a spus, veniți și prânziți. Când i-a întrebat dacă au mâncare, i-a spus că nu. El avea. Și din ceea ce avea el, a vrut să le dea și lor. Vreau să vă spun că dacă a fost în stare să împartă câțiva pești cu ei, cu noi, vrea să împartă cer. Și pe noi ne cheamă să ne facă părtași ai slavei sale și ai împărăției cerurilor. Binecuvântat să fie Domnul. Amin. În dimineața aceea, Domnul i-a poftit să le dea din peștii lui, pe care îi prăjise acolo pe focul acela de cărbun. Și le-a spus, veniți și prânziți. Sigur că această chemare nu are legătură directă cu chemarea la împărtășirea cu trupul și sângele Domnului. Dar m-am dus cu gândul, cugetam azi noapte la această întâmplare și m-am dus cu gândul în urmă cu mii de ani, când în Eden, în grădina din Eden. Știu că unii cred că grădina se numea Eden. Stă scris limpede în Biblie pentru cine vrea să creadă. Numai cine nu vrea să creadă așa, crede altfel. Dumnezeu a sădit o grădină în Eden. Și se zice grădina Edenului pentru că grădina era în Eden. Grădina nu se chema Eden. În grădina aceea a fost un moment de tristă amintire despre care citim în Genesa capitolul 3. Când femeia amăgită de șarpe a luat din rodul pomului interzis și după ce a mâncat ea s-a apropiat de soțul ei și a spus ia și tu și mănâncă. Ia și mănâncă au fost două verbe care au adus multă suferință. Au adus moarte în neamul omenesc. Ia și mănâncă. Dar a venit o vreme peste câteva mii de ani în care într-o odăia simplă Mântuitorul Iisus a transformat aceste verbe făcându-le verbe aducătoare de viață.
Le-a spus într-o altă împrejurare, în Ioan capitolul 6, dacă nu mănâncă cineva trupul meu și dacă nu bea sângele meu, n-are viața. Dar dacă mănâncă trupul lui și bea sângele lui, are viața. Și când au auzit oamenii din jurul lui aceste cuvinte, nu le-au înțeles. Dar ucenicii au rămas în jurul lui. Și în noaptea aceea de neuitat, despre care ne vorbesc evangheliștii, Domnul Iisus a apropiat de ucenicii săi și le-a spus, luați și mâncați. Și verbele care altădată au adus moarte în neamul omenesc, prin Harul lui Dumnezeu au fost transformate în verbe ducătoare de viață. Dimineața aceasta aș vrea să vă spun, dragii mei, că acela care le-a spus ucenicilor, veniți și plânziți, acela care le spusese cu ceva vreme înainte, luați și mâncați, în dimineața aceasta, îi se adresează nouă. Ori de câte ori în mijlocul nostru se servează cina Domnului, aș vrea să vă amintiți că este o invitație. Că Domnul ar vrea să ne spună, luați și mâncați. Nu știu cât prețuim noi lucrul acesta. Mântuitorul Iisus a spus un lucru pe care Luca îl consemnează în Evanghelia sa. Le-a destăinuit ucenicilor una din dorințele intime ale inimii sale și le-a spus, am dorit mult să mănânc paștele acestea cu voi. El dorește părtășia cu noi. Pentru că în cele din urmă, statul la masă, indiferent că a fost vorba despre Marea Galilei, Malul Mării Galilei sau o altă împrejurare, statul la masă în gândirea vremii de atunci însemna părtășii. Oriunde veți găsi în Vechiul Testament că doi oameni au stat la masă, masa aceea însemna părtășii. Și Domnul ne cheamă la părtășie cu El. Când suntem aici și când întindem mâna, noi stăm în părtășie cu Domnul. Suntem la masa Domnului, dar suntem în părtășie cu Domnul. Și părtășia aceasta ne amintește că suntem invitați, suntem chemați cu stăruință și dragoste la o altă părtășie. În cer nu ne va fi foame și nu ne va fi sete. Dar totuși se vorbește despre faptul că în cer vom sta la masă cu Avraam, Isaac și cu Iacov. Că vom sta cu Domnul la masă. Și cuvântul masă, cu referire la viitor, are în vedere părtășia, nu neapărat înfructarea cu bucată. Părtășia. La părtășie ne cheamă Domnul. Oare de ce suntem ezitanți? Oare de ce atât de ușor renunțăm? Oare de ce nu ne zbatem și nu facem tot ce ține de noi? Pentru ca de fiecare dată să putem să intrăm în părtășie cu Domnul. Lucrul acesta pe care îl spun, întrebarea aceasta pe care o pun cu privire la noi toți. Să mă ferească Dumnezeu să vă vorbesc vreodată cu un aer de superioritate. Să mă ferească Dumnezeu să mă uit vreodată de sus la cineva din biserică. Nu sunt mai bun decât niciunul dintre dumneavoastră. Toți suntem copiii Domnului Iisus. Dimineața aceasta, pentru că timpul aleargă cu grăbire, mă voi limita la aceste gânduri. Au fost câteva gânduri puse la oaltă, izvorâte din cugetarea asupra unui cuvânt din Scriptură. Aș vrea să vă invit să ne plecăm pe genunchi și aș vrea să mulțumim Domnului pentru această lucrare. Aș vrea să rugăm pe Domnul să desăvârșească pregătirea noastră. Frații mei, surorile mele, dacă aș fi stat 2 săptămâni înainte de cină, închis într-o cutie și pe undeva, printr-o fantă, cineva să-mi strecoare câte o bucată de pizza, să nu ies, să am contact cu lumea, să nu păcătuiesc. Aș vrea să vă spun că și în cutia aceea, păcatele ne ajung. Și ispitele ne încearcă. Ne străduim după puterile noastre, dar îl rugăm pe El să desăvârșească pregătirea noastră. Nu-i destulă pregătirea noastră. Trebuie să o facem, dar nu-i suficientă. Să rugăm pe El să o desăvârșească. Și apoi, după ce vom face această rugăciune în comun, eu și cu fratele Mircea pe rând ne vom ruga pentru binecuvântarea zimei care se va frânge în mijlocul nostru și pentru binecuvântarea rodului viței ce va fi împărțit printre noi. În urma acestei rugăciuni de binecuvântare, cei care nu se împărtășesc se ridică și reocupă locul pe scaune. Pe genunchi vor rămâne în continuare doar cei ce se împărtășesc și ei vor rămâne pe genunchi în rugăciune. Haideți să ne plecăm la rugăciune.